Să știți că am început anul atât cu prezențe feminine deosebite, cât și cu prezențe masculine și să știți că următorul invitat are cel mai frumos zâmbet, nu de alta, dar este stomatolog și cred că asta este cartea lui de vizită, un zâmbet frumos, cu dinți drepți, cu o culoare albă perlată, nu știu dacă m-am exprimat cum trebuie, o să vedem acum, judecați voi zâmbetul pe care îl are Alexandru Meroiu, medic stomatolog. Bună dimineața, bine ai revenit și la mulți ani! Bună dimineața și bine v-am regăsit, chiar îmi era dor de voi și de mica noastră întâlnire așa odată la două săptămâni. Așa facem la două săptămâni, eu credeam că ne vedem mai des. Ne vedem mai des? Da. Probabil pe Facebook, pe Instagram. Posibil, da. Noi ți-am zis la un moment dat că eu și colega mea, Ana, aveam un screensaver cu tine pe desktop-ul de la calculatorul comun, deci cred că te vedeam mai des. Aici de aici să fie mica noastră confuzie. Astăzi vorbim despre abces dentar. Da. Sunt așa foarte periculos, foarte înspăimântător. Sună pompos așa. Pompos, dar de fapt... Măi, George, acum să fiu sincer, poate fi periculos. Și de ce? Pentru că o problemă netratată e practic ce reprezintă. Este o pungă de puroi localizată la nivelul dintelui, știi? În dreptul dintelui, în dreptul rădăcinii sau chiar la baza lui. Ideea este că dacă nu îl tratăm, poate deveni foarte periculos. Adică acea infecție, este clar, se răspândește și inițial apare o tumefacție sau o umflătură a zonei în care este, după care se mărește, se mărește și se poate mări din ce în ce mai mult, afectând alte zone. Deci trebuie să-l tratăm, clar. Și dacă nu-l tratăm, ce se poate întâmpla, așa, ca să tragem toate semnalele de alarmă? Păi... Pot să-ți cadă dinții de la un abces netratat? Asta este cea mai mică problemă. Nu cred, asta e cea da. Mai mică problemă. Bine, sunt cazuri aparte, dar se poate întâmpla, adică trebuie luat în calcul, un abces netratat poate duce la o infecție sistemică, adică acel puroi... Acel puroi intră în sânge și se răspândește în organism. Ceea ce nu este tocmai... Deci nu ne mai limităm doar la dantură, ci vorbim... La tot organismul, da, da. Poate un abces netratat să cauzeze sinuzită? Dacă este în partea de sus, partea maxilară, da, clar. Okay. Este sinuzită de cauză dentară, așa se numește, sau odontogenă, în limbajul nostru. Eu nu cred că am pățit asta, bine, eu am sinuzită etmoidală, dar da. Nu cred că de la asta mama s-ar putea să fie avut, pentru că... Nu cred, nici eu, pentru că etmoidul este puțin mai sus. Da, deci nu eu, mama da, supărare, da. Pentru că a avut și niște operații de maxilar la un moment dat, cauzate de o sinuzită și niște dințișori cu infecții, deci nu faceți ca mama. Bine, mama, dragă de ea, a copilărit într-o perioadă în care educația despre... corp, stomatologie, dantură și așa mai departe, era destul de puțin accesibilă da, și da, de asemenea da. Și stomatologii erau puțin, ți era frică să mergi la ei. Și greu accesul, bănuiesc da. La adică bănuiesc, greu accesul la informație și tot așa. Și acum, pentru că noi trăim în altă perioadă, ar fi bine să profităm și de informația care rulează și acum în direct pe ecran, nu? Exact. Pentru toată lumea și de asemenea și de faptul că sunt foarte mulți medici stomatologi talentați care au ușile cabinetelor deschise. Da, clar. Gata clar, cu vacanța, deci ai intrat... Și inimile deschise. Și inimile deschise. Și ai terminat cu vacanța pentru următoarele două luni sau ai planuri de plecat pe undeva ca să știm cum ne facem programările? Aș prefera să fiu în oraș, pentru că aș vrea să dau drumul la tot ceea ce înseamnă stomatologie, plus și alte proiecte, plus venirea și bisăptămânal, ca să spun așa, la voi și urmează să mai pregătesc niște chestii care o să le fac publice cât de curând. Interesant, deci da. Vine nou an cu proiecte interesante da, și noi. Da, da, chiar o sumedenie de proiecte. Asta este mare lucru, felicitări, mă bucur să văd oameni motivați și care își pun în aplicare planurile da, în nou da, an. Da, un an nou plin de rezoluții. Doamne ajută, uite, noi am început anul, mă rog, emisiunea de astăzi vorbim despre faptul că tot timpul zicem de la anul, de mâine, de luni, de luna viitoare. Și mă bucur când văd oameni care de azi fac de lucrurile. Astăzi, da, 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 e foarte important să nu ne bazăm pe luni sau pe anul viitor sau pe săptămâna viitoare. De azi mă las de fumat. Bine, eu nu fumez. De azi, mă duc, de azi mă duc la sal. De azi mă duc la stomatolog. Da. Foarte important de zis, în momentul în care abcesul dentar apare, trebuie să ne ducem la stomatolog. Ca și metodă de antiinflamație, este foarte bun un antiinflamator sau putem folosi și apă de gură, apă cu sare, sare dizolvată în apă și clătim. Dar este imperios necesar pentru a face o programare și a te duce. Este o urgență medicală până la urmă. Uite, eu am două curiozități. Una, poate să dispară un abces dentar și atunci să nu mai fie nevoie să mergem la stomatolog? Așa, asta fiind prima curiozitate, da. Da, se poate retrage, doar că
El a apărut dintr-o cauză. Asta e a doua întrebare. De ce apare abcesul dentar? De ce apare? Abcesul dentar are două surse, să spun așa. Prima sursă este o carie dentară. Evident, atunci când avem o carie, este o infecție bacteriană. Adică sunt diverse bacterii, virusuri și așa mai departe în dinte. Acesta străbate, ajunge în os, se face acel puroi și este clar că presiunea trebuie să se elibereze într-un fel. Și corpul nostru a ales acea sacoșă sau acea gâlbă, cum discutam. Așa, a doua sursă de proveniență a abcesului este, între dinte și gingie este un spațiu. Acolo pot ajunge diverse alimente, diverse bacterii și la fel se creează acest abces. Este imperios necesar prevenția, adică trebuie să ne ducem profilaxia dentară, dacă Onescu toți știm ce înseamnă chestia aceasta. Ne ducem la stomatolog, ne face igienizarea respectivă, ne facem căriuțele dacă avem, tind să cred că avem, așa, și nu ar trebui să mai apară, adică nu ar avea de ce, dacă eliminăm sursa, uităm, cum se numește, buruiană de la rădăcină, știi? Uite, e foarte interesant faptul că se leagă discuțiile noastre, pentru că noi am început această rubrică cu tine despre stomatologie, vorbind despre îngrijire și igienă dentară, da. Practic un lucru pe care îl putem face ca să nu avem un acces dentar. Da, clar. De asemenea, vorbim și despre carii, și că e foarte important atunci când ai o carie să te duci la medicul stomatolog, să te duci, da, nu să o lași. Este important să te duci la acel control care se face, nu știu, maxim 6 luni. Chiar am avut niște postări zilele trecute despre chestia asta. Este imperios necesar o dată la 6 luni, indiferent ce fel de persoană ești. Du-te la stomatolog, durează 15 minute și ți-ai rezolvat toate problemele. Previi abcesul, previi implanturile, previi edentațiile, previi atâtea chestii. Bruxismul și mai știu eu, durerile de cap, de ce nu? Și un detartraj sincer, cel mai mult a durat 40 de minute. Dumnezeule, un detartraj este extraordinar de mult, 40 de minute. Nu, da, asta nu, zic, nu. Cel mai și cel mai mult, dar da, luând în calcul probabil și timpul de așteptare, că s-a depășit puțin, poate asta, s-a decalat. Da, că se decalează, da. Nu, în medie, vorbesc de mine, mi-a 10 minute, 12, 15 minute, ai cu tot cu discuție, cu tot cu împărtășirea unei mici glume și mai știu eu ce. Am înțeles. Atât, nu are cum, foarte, e foarte rapid. Măi, o să vin la tine la următorul detartraj, pentru că sunt 25 de minute, eu n-am stat la detartraj, adică să ne înțelegem. Nu știu. Deci mai dacă vedem ar avantaja să fie mai... Cred că îmi rezolv și o carie în timpul ăsta. Da, 25 de minute îți garantez că îmi rezolv și o carie. Super! Da. Chiar uite, sunt curioasă că e foarte avantajos să mergi undeva și să stai foarte puțin, să știi cum face treaba repede și bine și ai scăpat, mai ales când mergi la stomatolog. Cred că nu vrei să stai așa mult. E cui convine să stea mult la stomatolog? Nimănui. Nu-i place să stea cu gura deschisă, să-i vadă cineva în gură. Nu, dar astea sunt chestii care se rezolvă relativ rapid. Și abcesul, în fond, este, până la urmă am spus, o pungă de puroi. Se face o mică incizie pe care nici măcar nu o simți, pentru că zona este foarte inflamată. Adică deci oricum te doare. Păi nu, în momentul în care s-a făcut incizia, eliberându-se tensiunea, ai un moment de evrica. Știi? Evrica a trecut, ce ai făcut? Adică durează foarte puțin și chiar nu este, nu mai sunt vremurile acelea în care stomatologia te duceai cu frică, spunea, genunchiul pe gât, chiar am auzit povești. Nu cred. Vorbesc cât se poate de serios cu genunchiul pe gât și scoasă. Da. Nu există așa ceva, nu mai există, de au pus vremurile acelea de mult. Deci cine vrea senzații tari, nu la stomatolog, că nu se mai poate, nu mai există. Nu se mai poate la stomatolog, sau mă rog, nu se mai poate la mine, din păcate. Dacă vreți, mergem și facem un bungee jumping împreună. Uite, să revenim puțin la incizia aia, pentru că, uite, legat de măsele de minte, eu a trebuit să aleg, trebuia să-mi iasă o măsea, aveam spațiu să-mi iasă, nu trebuia să-mi o scoată neapărat, dar mă durea. Da. Și acumula cumva, cred că era un abces. Este o formă diferită, oarecum. Ok. Adică nu este tocmai un abces. În momentul în care măseaua de minte iese, are o perioadă, este clar. Are o perioadă în care jumătate este afară, jumătate este înăuntru. Există posibilitatea ca sub acea bucățică de gingie să fiu plastic, adică să înțeleagă tot omul, să pătrundă diverse alimente. Tu, nefiind în stare sau neputând să-ți faci igienizarea sau igiena cum trebuie, și chiar se strânge și alimentele intră într-un anumit stadiu. Apare caria, apare inflamația și apare acea pungă de puroi. Corpul încearcă să împingă acea mizerie afară și asta este modalitatea lui. Mie, pentru chestia asta, mi-a decapișonat măseaua, cred că așa se spune. N-am vrut să spun asta pentru că m-am gândit că e un termen prea complicat și de aceea am
Am încercat să ca să vă spun așa pe românește, cu toate emoțiile de rigoare, mi-a tăiat gingia ca să-mi iasă măseaua și să-i elibereze presiunea și resturile și poreiul și tot ce mai era acolo. Păi mai și cusut, mi-a pus două copci. Acum, nu știu dacă asta este în regulă. A fost ok. Da, diferă de la... Era incizia foarte mare. În mod normal, când faci o astfel de incizie, mai și coși. După eu asta, aici am vrut să... Da, am înțeles. Mi-am și dat seama. Eu nu mai vreau să trec prin asta. Nu, eu personal evit acel bisturiu în momentele acestea. Prefer electrocauterul sau laserul. El taie foarte simplu, cauterizează complet. Manopera durează, nu știu, undeva la 30 de secunde. Ok. Așa, și asta a fost tot. Deci cauterizează, adică nu mai sângerează. După nu mai ai nicio jenă, nu ai nicio copcă, nu ai absolut nimic. Acum, cumva mă gândesc că îmi pare rău că nu ne-am cunoscut mai devreme, aș fi suferit mai puțin. Am stat pe antiinflamatoare vreo săptămână de zile, la un moment dat nici nu le mai simțeam. Da. Mai luam de antiinflamatoare. Le luai ca pe tic-tac-uri. Exact. Da, a fost foarte, foarte important ce vreau să zic despre chestia asta cu inflamator. Cu toții, probabil, bine, eu nu am trecut, sincer să fiu, dar mai toată lumea a trecut prin aceste probleme stomatologice care au necesitat diverse antiinflamatoare. Nu depășiți doza recomandată, niciodată, sub nicio formă, oricât de dureros ar fi, este de evitat, pentru că dai din groapă în puț, știi cum este, că și acele antiinflamatoare fac ceva în cele din urmă la stomac, la... Mă rog, nu stau să devin... Da, ai dreptate. Bine, nu legat de o problemă stomatologică, dar am luat la un moment dat 2 zile de antibiotic fără pansament gastric și am avut un început de gastrită, deci da. Uitați-l pe Alex că știi. Și se întâmplă mult mai multe chestii mult mai nasoale decât gastritra. Deci gastitra. Am avut noroc, am așa, pe lângă glonț. Da, se pot întâmpla chestii foarte nasoale, pe care nu vreau să le discut pentru că nu sunt tocmai... Așa, dar antibioticul se ia cu rețetă. Nu-l luați de capul vostru, pentru că nu, am nu știți. Nu, nu zic de tine, nu zic. Dar, zic că... dar nu am luat și nu era pansament gastric. Da. E deci, de... să țineți minte acest combo la antibiotici și pansament. Să mai și mănânci, să ai grijă de flora bacteriană. Să nu bei cafea pe stomacul gol. Uite, asta este o greșeală pe care o fac, din păcate. Și eu mai făceam asta, dar m-am lăsat de cafea, îți povestesc imediat. Da. Vreau să spun că mă bucur că ne-am văzut în această dimineață și așa, ca să facem rezumatul corespunzător, dacă avem acces, mergem neapărat la medicul stomatolog. Și ca să nu avem acces, să avem o igienă profilaxia. Bună. Da, profilaxia. Să mergem să ne tratăm carii. Da, exact. E atât de simplu. Cum am zis, 25 de minute și igienizarea și o căriuță. Și o glumă și gata. Și un story și orice vreți voi. Super, mulțumesc tare mult. Și eu să ai un rest de săptămână minunată și să pui în aplicare toate planurile pe care ți le-ai propus. Absolut. Te așteptăm să vorbim și despre planurile acestea data viitoare. Da, data viitoare, da. O zi bună. Noi mai departe să știți că mergem cu un subiect foarte interesant. Am discutat ieri cu doamna Irina Margareta Nistor despre filmele anului 2021 și am spus că am văzut filmul Tenet, dar... Eu l-am văzut, dar nu l-am și înțeles, pentru că în momentul în care te uiți la Tenet, timpul se schimbă cu totul. Asta se întâmplă în film, practic, și răspunsurile vin în această dimineață. Mă bucur tare mult că fizicianul Cristian Presura a făcut un clip explicativ despre ceea ce se întâmplă cu timpul în filmul Tenet. Tenet este o capodoperă, la fel ca theme song-ul lui Travis Scott pentru lansarea sa. Dar despre ce este vorba în film? Călătoria prin timp a devenit o temă comună în produsele artistice din media populară. Doar anul acesta am avut serialul Dark, care își concentrează acțiunea în jurul călătoriei înapoi în timp. Există multe alte cărți, filme sau seriale care au încercat să construiască diverse povești pe baza călătoriei în timp. În jocul lui Ender, în Interstellar și în Planet of the Apes avem o viziune cât mai corectă din punct de vedere științific asupra fenomenului. În aceste povești, personajele călătoresc doar înainte în timp, doar în viitor și doar sub legile lui Einstein, care susțin că timpul este relativ pentru cei care călătoresc prin spațiu la viteze diferite. În astfel de scenarii,
Nimeni nu poate altera trecutul, nimeni nu poate genera universuri paralele și nimeni nu poate ajunge în sfera paradoxului bootstrap sau grandpa. Totul se petrece pe o axă comună, dar experimentată de personaje la viteze diferite. Pentru unii evenimentele pot dura ani de zile, iar pentru alții câteva clipe. Aceasta este însă o viziune simplă asupra fenomenului. Dar cum rămâne cu călătoria prin timp în ambele direcții? Cum rămâne cu călătoria înapoi în timp? Când vorbim despre călătoria înapoi în timp, avem mai multe scenarii și abordări. În Harry Potter, dacă încerci să te întorci înapoi în timp, automat se va crea o nouă instanță a ta, ca o clonă, care va respecta același traseu temporal ca instanța ta inițială. Cele două instanțe lucrează în sinergie fără să afecteze destinul comun. Viziunea clasică asupra călătoriei înapoi în timp este cea a efectului de fluture prezentată în Terminator, Butterfly Effect, Star Trek, Back to the Future și multe altele. În acestea, dacă te întorci înapoi în timp, deciziile pe care le iei afectează prezentul și pe tine în mod direct. Dacă te întorci înapoi în timp și îți oprești părinții din a se cunoaște, vei dispărea din linia ta temporală. În filmul Triangle, interacțiunile dintre instanțele călătoarei se întâmplă fără ca aceasta să cunoască sau să controleze cronologia, generându-se o infinitate de clone care acționează toate în același spațiu. În Groundhog Day, protagonistul experimentează la infinit aceea zi, în modalități ușor diferite, doar pentru a repeta procesul din nou și din nou, asemănător cu mitul lui Sisif din mitologia greacă. 5, 4, 3, 2, 1. Okay? Okay, that's enough. O perspectivă optimistă asupra acestui mecanism este în Christmas Carol, unde ai acces la informațiile din viitor pentru a altera prezentul și a construi un viitor nou. În filmul The Prestige, protagonistul folosește mașina timpului pentru a se înlocui pe sine cu o nouă instanță. În filmul Looper, lucrurile sunt mult mai complicate și mai circulare. Afectarea prezentului nu modifică doar instanța care a acționat, ci însăși călătoria înapoi în timp. După cum vedeți, călătoria în timp a fost folosită foarte mult în artă. Când vorbim despre dilema călătoriei prin timp, vorbim despre întrebări filozofice precum existența liberului arbitru, dar și despre întrebări fizice precum existența universurilor paralele. Dar cum rămâne cu filmul Tenet? Ei bine, în acest film, conceptul de călătorie prin timp este dus la extrem. Mecanica călătoriei înapoi în timp din Tenet face să uiți tot ce ai mai văzut până în prezent. Haideți să vedem cum reușește să facă acest lucru. Mie mi-a plăcut filmul. Acțiune, suspans, cinematografie și fizică. Nu voi da niciun spoiler, ci doar voi explica fenomenul. Ceea ce urmează vă face să înțelegeți mai bine ce se întâmplă în film. Sunt două maniere de călătorie înapoi în timp, legate de cele două teorii fundamentale ale fizicii: mecanica cuantică, o teorie a lumii microscopice, și teoria relativității a lui Einstein, una a lumii macroscopice. Cele două teorii nu au fost unificate astăzi, de aceea călătoria în timp arată diferit în cele două teorii. Până când nu unificăm mecanica cuantică cu teoria relativității, nu facem decât să speculăm. Și iată de ce. Teoria relativității generale este o teorie a spațiului și timpului. Teoria ne spune că viața noastră este o călătorie într-un univers patrudimensional, pe care îl numim spațiu-timp. Lungimea, lățimea și înălțimea reprezintă spațiul, iar a patra dimensiune este timpul. Există mai multe dimensiuni? Poate, dar nu despre asta vorbim acum. Teoria ne spune că aici pot exista bucle, adică un obiect se poate întoarce înapoi în timp, dar că teoria, fără aportul mecanicii cuantice, nu dă o interpretare fizică a acelei călătorii. Mai multe găsiți aici. Mecanica cuantică este o teorie a lumii microscopice, adică a lumii atomilor. Aici timpul circulă mereu înainte. În mecanica cuantică nu există călătorie înapoi în timp. În schimb, aici poate fi alterată percepția timpului. Cu alte cuvinte, chiar dacă un obiect se deplasează înainte în timp, noi vom interpreta mișcarea lui ca fiind înapoi în timp. În
filmul Tenet domina a doua interpretare, cea a mecanicii cuantice. Dacă vedeți filmul, țineți minte, timpul merge mereu înainte. Acesta este sensul expresiei personajului jucat de Robert Pattinson, ceea ce este, este. Ce-i atunci cu călătoria înapoi în timp? Cheia filmului este conceptul de entropie. Entropia este o măsură a dezordinii. Asta dă direcția și sensul curgerii timpului. Totul se îndreaptă către un haos absolut. Priviți cum aici sunt amestecate trei culori. Cu trecerea timpului, amestecul devine mai omogen, iar totul ajunge o culoare amorfă, gri. Asta se întâmplă pentru că moleculele de lichid care erau ordonate pe culori la început se amestecă. Crește dezordinea, iar asta dă sensul timpului. De ce crește dezordinea? Pentru că dezordinea este starea cea mai probabilă a lucrurilor din univers. Dacă privim reacția în sens invers, totul pare nenatural, nu-i așa? Și este nenatural. Cum s-ar putea ordona moleculele pe culori singure? Noi știm că acest lucru nu se întâmplă de la sine. Acum, dezordinea scade în timp sau ordinea crește, către starea cea mai puțin probabilă. Uite aici un alt exemplu. Un pahar care se sparge de podea. Cioburile se împrăște dezordonate în toate direcțiile, pentru că starea de dezordine este cea mai probabilă. Este extrem de improbabil ca cioburile să se împrăștie într-o singură direcție. Sensul timpului este de la ordine la dezordine. Să rulăm acum videoul în sens invers. Acum, cioburile evoluează de la dezordine la ordine și asta ne dă senzația că timpul este inversat. Cioburile se adună la loc, ca și cum intervine o entitate nevăzută care le ordonează, fără ca noi să vedem acea entitate. Fizicienii o numesc demonul lui Maxwell. Ce face demonul ăsta? Pune ordine în sistem. Dacă e o cameră dezordonată și lași demonul acolo, ți-o face ordonată la loc. În esență, demonul schimbă local ordinea proceselor și ele ajung să evolueze acum de la dezordine, probabilitate mare, la ordine, probabilitate mică. În filmul Tenet, acest demon invizibil există sub forma unor radiații speciale. Orice este radiat în film este automat insuflat cu demonul lui Maxwell și inversat. Obiectele cu potențial de distrugere se reconstruiesc la loc. Ce se întâmplă dacă lăsăm demonul lui Maxwell în corpul unui om? El aranjează moleculele, le face mai ordonate și trupul devine mai tânăr pe zi ce trece. Putem spune că timpul trece în sens invers în trupul lui. Să ne uităm acum la gazul din celulele corpului. În mod normal, celulele ard oxigenul inspirat pentru a produce energie și dioxid de carbon pe care le expirăm. Acesta este procesul chimic cel mai probabil. Acum însă, demonul lui Maxwell va inversa probabilitatea acestei reacții. Celulele vor consuma dioxid de carbon și vor genera oxigen. De aceea, o persoană care are un astfel de demon în trupul lui, nu numai că întinerește, dar va trebui să inhaleze dioxid de carbon ca să trăiască. Asta se vede foarte bine în filmul Tenet. Toate personajele care, fiind iradiate, au un astfel de demon în ele și sunt inversate, poartă mască. De ce? Probabil pentru că au nevoie de dioxid de carbon să respire, nu de oxigen. Și cum în atmosfera Pământului se găsește doar 0,04% de dioxid de carbon, este insuficient pentru ele. Asta e super tare în film. Și dacă ții minte că orice personaj inversat poartă mască, înțelegi filmul mult mai bine. Dar cum ar funcționa asta în realitatea noastră? Am ajuns astfel la întrebarea esențială. Ce gândesc astfel de personaje care au un demon al lui Maxwell în trupul lor? Aici, filmul extrapolează pentru că nu știm precis ce este conștiința. Dar putem porni de la premisa că orice gând al nostru este un proces electric între neuroni. Sensul acestor procese este dat de sensul reacțiilor chimice din neuroni. Asta înseamnă că și procesele electrice ale neuronilor vor fi inversate, deci și gândurile. Simplu spus, un astfel de om gândește din viitor în trecut. Atenție însă, timpul nu și-a schimbat sensul. Timpul trece tot înainte. Oamenii insuflați de demonul lui Maxwell nu circulă cu adevărat în trecut. Acțiunile lor de pe axa temporală sunt comune cu ale noastre, doar că se manifestă în sens invers. Ăsta este sensul frazei ceea ce este, este. Universul este deja prestabilit indiferent de acțiunile elementelor care îl alcătuiesc. De aceea, un personaj inversat și insuflat de demonul lui Maxwell, chiar dacă are memoria viitorului, nu poate schimba nimic în prezent.
Existența acestui demon al lui Maxwell explică și pericolul de a se distruge lumea, la care face referire filmul. De ce? Păi dacă un astfel de demon scapă de sub control și ajunge în toți atomii din univers, el îi schimbă sensul evoluției. Universul va evolua către momentul lui cel mai ordonat, care era cel de început, Big Bang-ul. Și cu asta închei povestea de astăzi. Ne-am întors și dacă v-au plăcut explicațiile, să știți că puteți să-l găsiți pe Cristian Presură și pe YouTube pentru mai multe clipuri în acest sens. Și dacă astăzi și de-a lungul timpului de când am început, așa, de 3 zile de când am început timid anul aici la Metropola TV la Dimineți cu Georgia, am vorbit foarte mult cu oameni de business, cu oameni care lucrează în domeniul sportului și cu șeful nostru, Super Medi Pastia, despre anul 2021. E bine, ne-am gândit în această dimineață să mergem puțin și în zona de entertainment și să vorbim cu o vedetă de data aceasta și să ne povestească despre planurile și intențiile pe care și le-a făcut pentru anul acesta. Așa că îi spun bună dimineața Adinei Postelnicu. Bună dimineața! Bine v-am găsit și eu! Ne auzi ok? Aș vrea să vă explicăm. Super, ok. Da. Mă bucur tare mult că ne auzim, chiar și așa pe Skype, să știi că noi te așteptăm și în platou, pentru că știu că ai mai venit la Metropola TV, însă n-ai ajuns la matinal, așa că mi-aș dori să vii și aici, în platoul nostru. Din păcate n-am ajuns, dar pe care drag, am spus să se mulțumesc din lucrurile care e acum și cu siguranță mare drag. Aș vrea să te descos puțin, pentru că fiind prima oară când ne auzim aici la matinal, aș vrea să te întreb cum a fost finalul de an pentru tine, finalul de an 2020, care a fost ciudățel așa pentru mai toată lumea. A fost genul acela de an neașteptat în care nu ai sărbătorit pe scenă? Ar fi, a fost primul an în care pe scenă. A fost foarte frumos. Am fost alături de Cristian. Și ce poate fi? Multe lucruri de spiritul tău. Am petrecut așa cum am pot spune că am petrecut. Am dansat, mi-am simțit bine până pe la vreo 1. Am petrecut am lăsat până pe la 8. Am reușit să fiu sigură că am petrecut la pe ea. Și cu gânduri pozitive, cu multe dorințe pe care vrem să le petrecem cu ajutorul lui Dumnezeu, ne rugăm să fim sănătoși și să treacă asta odată și odată. Eu să știi că am întrebat mai devreme de conexiune dacă ne auzi cum trebuie, pentru că la noi se aude cu întrerupere și mi-aș dori tare mult să ne auzim așa cum trebuie. Și noi pe tine nu prea te auzim și aș vrea să te auzim așa cum se cuvine. Așa că te-aș ruga în următoarele momente, cu riscul de a nu te mai putea vedea, să te sunăm pe telefon și până una alta să urmărim clipul Adinei Postelnicu Off Inima. Aș vrea să încercăm acum să restabilim conexiunea cu Adina și spun din nou bună dimineața. Bună dimineața. Perfect, am că nu ne și vedem, dar data viitoare, în platou. Se întâmplă în viață mai bun, mai puțin bun, nu știu, e o lecție, trebuie să învățăm câte ceva de aici, să fim mai profunzi, poate pe viitor, să te întorci către credință sau să vezi și partea spirituală, știi, poate mai profund decât o vedeai înainte. Pe mine, din punctul ăsta de vedere, să știi că accidentul pe care am întâlnit, eram un om foarte credincios, dar după am căutat și mai mult liniștea în credință și am vrut cumva să îi mulțumesc Dumnezeu pentru toate șansele pe care mi le-a oferit de-a lungul vieții. Și în continuare am rămas un om foarte, foarte, adică încerc pe cât pot să țin posturile, pe cât pot să ajung la biserică destul de des. Nu mă culc niciodată fără să mă închin și să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce trăiesc și pentru tot ce am. Uite, noi de-a lungul zilei astăzi am vorbit despre motivație și despre planuri și
cumva cred că lucrurile nu sunt întâmplătoare și că vine această discuție cu tine ca un fel de cheie de boltă care leagă ce s-a întâmplat pe parcursul zilei aici la Matinal. Pentru că, uite, vorbim și despre recunoștință, despre șansă și șansele, în general, eu știu că vin dacă ai curajul să faci primul pas și să-ți dorești ceva. Pentru 2021, ce ți-ai propus? Cu siguranță. Pentru 2021, în primul rând, doresc să fie familia sănătoasă, să fiu și eu sănătoasă, clar. Îmi doresc, am spus, să reîncepem activitatea, să vin cu piese noi, pentru că în perioada asta nu am mai lansat absolut nimic, din păcate. Nu știu, eu cel puțin așa gândesc, știi? Dacă tot a fost nebunia asta și n-am putut să merg foarte mult pe TV, pentru că asta a fost alegerea mea, am zis că în momentul în care lansez o piesă vreau să fiu și prezentă, știi, ca oamenii, adică parcă nu-i suficient să fii doar online, trebuie să fii și pe TV, să te vadă toată lumea, să transmiți cu adevărat mesajul piesei pe care tu îl cânti. Și asta îmi doresc, bine, piesa e aproape gata, îmi doresc să vin la voi să o cânt, îmi doresc să începem evenimentele, mai am puțin de lucru la căsuța nouă, că ne-am mutat și noi într-un final la casa noastră și mă rog Dumnezeu să o terminăm și cu asta cu bine. Și cam astea ar fi planurile. Nu mi-am făcut 1000 de planuri, câteva, puține și bune, și sper să le duc la bun sfârșit pe toate. Mă bucur că aud această veste despre noua căsuță. Felicitări să fie într-un ceas bun și... Mulțumim frumos! De asemenea, mă bucur și pentru faptul că urmează să ai o piesă nouă și te așteptăm cu drag aici în platou să ne și întâlnim în persoană, să ne cunoaștem și să ne încânti. Da. Așa și... facem, cu mare drag, așa facem. Eu sper ca, nu știu, bine, eu mi-aș fi dorit cumva să lansez ziua mea, dar cred că voi mai aștepta puțin și poate ne vedem undeva prin aprilie-mai. Când ești tu pregătită, noi te așteptăm cu tot dragul și pentru că ai menționat această componentă nouă a vieții de artist, online-ul, sunt curioasă tu cum procedezi pe social media, cum îți gestionezi postările și cum faci astfel încât să fii aproape de oameni și să nici nu-ți ocupe prea mult timp, să nu simți ca pe o corvoadă. Să știi că prea mult timp oricum nu am și nu pot să, din păcate, nu mă pot lăuda cu faptul că am făcut foarte, foarte, foarte multe postări, dar am încercat să țin oamenii care mă iubesc, am încercat să țin cât mai aproape de mine și informat cu ceea ce se mai întâmplă în viața mea. Nu ți-am zis, nu am fost extrem de activă, dar ușor, ușor voi reveni în forță și din punctul ăsta de vedere. Uite, e această isterie cu social media și cred că e cauzată și de faptul că am stat foarte mult în casă și singura modalitate de a ne întâlni a fost, iată, doar pe online. Știu și văd și apreciez pe colegii mei care fac lucrul ăsta, doar că eu, având-o și pe cea mică, timpul meu este unul destul de limitat și de fiecare dată, nu știu, când e un eveniment important și postez o poză și primesc foarte sute, mii de mesaje cu urări, mereu le scriu, vă mulțumesc acum tuturor, nu pot să mai stau ca altă dată ore întregi să scriu fiecărui om în parte. Pentru că un copil mic îți ocupă majoritatea timpului și dacă tot s-a întâmplat și a fost nebunia asta în lume, și faptul că m-a prins acasă și Zeina a fost foarte mică, chiar i-am acordat ei toată atenția. Toată atenția mea a fost îndreptată către fica mea. N-am vrut să pierd niciun moment, n-am vrut să-i pierd primul pas, primul cuvânt, știi? Și... asta, îți dai seama, necesită tot timpul din lume. A trebuit să îi acord ei. Și nu-mi pare rău deloc. Pentru că voi avea timp suficient să mă ocup și de celelalte lucruri, și de online, și de concerte. Să sperăm că de anul ăsta, ca toată lumea, ne dorim cu toții să intrăm în normalitate.
Aș vrea să-ți mulțumesc tare mult că ne-am auzit în această dimineață și pe final, dacă ai plăcerea să faci o urare de an nou, pentru că, uite, noi am avut urări de Crăciun, de exemplu, dar acum că a început anul, nu ne-a urat nimeni nimic. Și nici telespectatorilor nu le-a urat nimeni nimic de bine, de sănătate, de dacă vrei să faci o urare. Ce-mi pare rău, o să vă spun eu atunci că vă doresc să creșteți mari, dacă pot spune așa, mari, mari, cât mai mari posibil, să vă fie bine, să faceți emisiuni de succes. Pentru că deja, eu am, așa cum ai spus și tu mai devreme, am fost la voi și mi-a plăcut foarte mult. Plus că mare parte din echipa, din spatele camerelor, am avut ocazia și plăcerea să-i cunosc pe mai toți cei care activează în spatele camerelor. Și sunt oameni profesioniști, așa că nu aveți cum să dați greș în niciun caz. Sunt convinsă că veți urca și veți ajunge în top, poate chiar primii. De ce nu? Doamne ajută, mulțumim tare, tare mult! Mulțumim tare mult! Și noi îți întoarcem aceste urări și îți doresc să ai un an nou plin de concerte, să fii pe scenă așa cum îți dorești, cât mai aproape de public, și să ai un an plin de sănătate și să-ți rămână și timp pentru cea mică. Da, trebuie. Trebuie să le îmbinăm. Am spus clar că voi lua cu mine la concerte. Asta râdeam cu fetele, cu dansatoarele mele și le spuneam, vom merge de acum încolo cu un van din ăsta foarte mare în care vom lua 3-4 bone, pentru că și ale mele dansatoare în perioada asta de pandemie mai toate au rămas însăcinate și au și născut deja. Deci o să fie o grădiniță acolo. Și acum familia Heaven s-a mărit. Toate avem bebeluși. Am zis că îi luăm după noi, vom lua un autocar în care vom merge toate la concerte și va fi o nebunie. Deci nu ne vom despărți nici de copii. Mă bucur tare mult să aud asta, mă bucur tare mult din nou că am vorbit azi. Să ai o zi frumoasă și să ne revedem cu bine aici în platou. Mulțumesc! Doamne ajută! La mulți ani! Să știți că nu degeaba am întrebat-o pe Adina despre social media, pentru că aș vrea să vă spun că aproximativ 76% dintre români folosesc rețelele sociale cel mai mult pentru a urmări postările prietenilor, fapt ce îi transformă automat într-un fel de Big Brother. Potrivit unei cercetări realizate la nivel național în rândul populației utilizatoare de internet, românii folosesc rețelele sociale mai mult pentru a vedea ce fac ceilalți. Și un număr destul de mare de români face acest lucru. În plus, studiul de specialitate a mai scos la iveală și faptul că românilor le mai place și să reacționeze la postări, cu like-uri, inimi sau alte reacții, pe lângă faptul că mai și comentează la postări. Mai puțin de jumătate dintre românii și-au pus o fotografie pe profilul personal în ultimele 3 luni. Dintre femei, aproape jumătate au postat o fotografie pe rețelele sociale în ultimele 3 luni, comparativ cu procentul bărbaților, care este semnificativ mai mic. De asemenea, mai mult de o treime dintre femei au postat un story în ultimele 3 luni, procent de asemenea semnificativ mai mare decât cel al bărbaților. Conform cercetării, cea mai puțin comună activitate desfășurată de românii pe rețelele sociale este postarea de videouri sau live-uri. În plus, tinerii între 18 și 30 de ani sunt cei care postează mai multe story-uri, în timp ce persoanele mature, care se încadrează la vârste cuprinse între 46 și 65 de ani, postează pe profilul personal și comentează la posturi mai mult, comparativ cu tinerii. Totodată, tinerii au înregistrat procente semnificativ mai mari, comparativ cu cele înregistrate de persoanele mai mature în ceea ce privește urmărirea influencerilor pe rețelele sociale. În ultimul rând, potrivit aceluiași studiu, bucureștenii sunt mai activi în urmărirea brandurilor pe rețelele sociale. Informațiile sunt parte a celui de-al 8-lea val al studiului Digital Evolution Connected Consumer Monitor, realizat de Exact Business Solutions în toamna anului 2020. Universul cercetării a fost reprezentat de persoane cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani, rezidente în mediul urban și rural și utilizatoare de internet. Vedeți, aici avem și știri, avem și oameni inspiraționali, avem și vedete, avem de toate, așa că merită să rămâneți alături de noi și mâine dimineață, pentru că ne reîntoarcem de la ora 9, așa că vă aștept alături de noi. Ne-am ajuns acum pe final de emisiune și am să vă las totuși cu cineva, am să vă las cu Adina Vlad, care ne arată cum și-a schimbat forma sprâncenelor. Poate că este un clip interesant pentru doamne acum la început de an, dacă vor să facă o schimbare, nu doar să se tundă, se vopsească, iată că putem să ne schimbăm și forma sprâncenelor. Aș vrea de asemenea acum la final să mulțumesc pentru această ținută Starshiners, mulțumesc tare mult, m-am simțit așa ca o prințesă perlată, m-a întrebat cineva dacă a venit Crăciunul, dar nu, sunt doar eu, îmbrăcată într-o rochie roșie, pentru care mulțumesc tare mult și vă doresc să aveți o zi minunată, plină de energie bună, să ne revedem cu bine aici. We'll be right back.
Carolina și astăzi nu port machiaj. De ce? Pentru că vă arăt cum să facem aceste sprâncene frumoase. Folosim astăzi benzi epilatoare pentru față, loțiune micelară Bioderma, evident pensetă și un creion de sprâncene care musai să aibă un pieptene. Dacă ești curioasă, dacă sunteți curioase să vedeți cum am ajuns la aceste sprâncene, de care sunt extrem de mândră, rămâneți în continuare. În prima fază voi degresa. Încălzesc foarte bine în mâini banda. Da, o desfac în două și voi lua în prima fază tot ce înseamnă fire, puf deasupra sprâncenelor. Eu știu deja cam care este forma mea și atunci nu am o problemă să nimeresc această linie dreaptă. Ideal este să o pui un pic mai sus decât să iei ce nu trebuie. Ok. Cu aceeași bandă, de fel, o întorc și mai pun încă o dată pentru că, repet, știu ce unghiuri îmi sunt bune. Și credeți-mă că se va lua și din puful de mai deasupra sprâncenei. Și o să vedeți câtă lumină vine la față. N-are rost să vă arăt ce este pe ea. E plină de fire de păr și de puf. Partea cealaltă, evident, vine în pentru sprânceana opusă. Din nou, îmi cunosc unghiul. Dacă vă uitați la clipul precedent, o să vedeți că acolo aveam sprâncenele mult mai subțiri pentru că le pensasem, vă povesteam eu acolo că le pensasem mult prea mult și am avut răbdare să le las să crească și asta am vrut să vă arăt și vouă. Și acolo explicam că este ideal să strasezi forma pe care ți-o dorești cu un creion și să încerci să pensezi pe lângă. Tot așa încerc să iau și partea din sprâncene. Dacă sufli, să știi că se desface foarte ușor. Oglinda, de unde stăm eu oglinda? Uite aici. Este ideal să tragi în sensul opus creșterii. Da, și fix ca la salon se ia o grămadă de fire și pensatul va deveni, credeți-mă, mult mai ușor. Nu mă duc foarte aproape, atenție, da? Deci nu lipesc exact de începutul sprâncenei pentru că prefer să le iau cu penseta pentru că odată ce le-am smuls, dacă am făcut o greșeală, chiar și de un milimetru și de 2-3 fire, mi-ar fi ciudat pentru că aș avea nevoie de ele la o formă finală, de acele fire trase din greșeală. Așa că verific, sunt satisfăcută, vin din nou cu loțiunea micelară și șterg excesul de ceară care ar fi putut rămâne. Mă folosesc acum de creion de sprâncene. Și o să mă apuc acum să-mi fac forma, exact cum am explicat și în clipul precedent, ca să-mi dau seama ce vreau să pensez. Și trasând o formă pe care mi-o doresc, îmi dau seama că aici am multe fire în plus. În schimb, aici de desubt îmi lipsesc multe fire, așa că dacă observ puf, îl las acolo. Cred că vreau să pierd și acest colț și o să mai pun o bandă. Vedeți? Și s-au prins firele aici. Nu mi-e teamă și am tras. Și acum, poc, am scăpat de acel colț și mă voi apuca să pensez clasic partea de jos pentru că aici pielea este extrem de fină și nu vreau să pun benzile acelea care trag extraordinar de tare de piele și așa am chinuit-o. Și pensatul clasic sub sprânceană nu mi este deloc dificil pentru că am deja o dungă
clar trasată și tot ce este sub dunga aceasta, sub această linie, va fi pensat ușor, ușor, în sensul creșterii firelor de păr. Acum că am terminat cu pensatul și pe partea de arcadă, o să desenez forma pe care mi-o doresc, în sensul că, voi ați văzut, eu aveam colțul sprâncenei aici, dar eu nu mi-l doresc aici, mi-l doresc undeva în zona aceasta, unde cu desăvârșire nu îmi cresc deloc fire de păr. Așa că iau din nou creionul, am șters tot ce făcusem până acum și desenez din nou sprânceana și o să vedeți că o să aibă sens. Aici am... Da, vezi și vede, este roșu, am tras acel colț și vreau să-l mut și voi muta din creion undeva mai sus. Așa îmi doresc, așa îmi place, am observat că așa am stă cel mai bine. Și sprânceana mea aici se termină și simt nevoia să o mai alungesc. Pieptăn bine, să nu se vadă că am aplicat un creion. Da, și a observat că înainte sprâncenele mele, uite cum e și aici, vezi? Aici este colțul. Eu acum practic colțul l-am făcut mult mai rotund, mult mai suav. Am terminat și cu cealaltă sprânceană, arată excelent. Între timp am umblat un pic și la mustăcioară. Extrem de important și vă rog foarte mult să țineți minte. Dacă nu vă faceți, o să dau și puțină apă termală. Dacă nu vă faceți această epilare facială seara și vă duceți în timpul zilei la salon sau aveți curaj și vă faceți acasă, neapărat, neapărat, fie toamnă, iarnă, nu mai zic vară, SPF 50. Deci așa ajung fetele să se păteze la mustață. Își fac mustața, nu-și dau seama, pleacă din salon, nu mai au nici barieră lipidică, adică sebum, nu mai au nicio protecție și chiar 3 minute până la mașină, până la metro, până unde nu te mai bate soarele direct, credeți-mă că sunt de ajuns 3 minute să vă pătați, da? Deci eu acum, pentru că este în timpul zilei, o să-mi dau cu SPF 50, voi face un machiaj extrem de rapid, trebuie să ajung la ora 11 undeva și este 11 fără 5, deci mega super pe fugă, fond de ten și cred că atât, ruj și o voi arăta decent. Nu uitați să mă urmăriți, Adina Vlad Ros sunt pe Instagram, Adina Vlad pe Facebook, aici pe YouTube, vă rog să-mi dați subscribe. Și apăsați și pe acel, nu pe inimioară, puteți să-mi dați și inimioare, dar puteți să apăsați pe clopoțel ca să știți când postez.